Deci 15. Nu, nu scrieți, că facem din prima. 15 la 100. 15 supra 100, da. Da, cu 5. Da. Sau este cu 15? 15 supra 100, nu. N-are 3 jos. Cu 5. Cu 5. 3 supra 20. 3 pe 20, de acord. 3 pe 20. Minus. Vezi, dacă începe... Începi să ai siguranță și ești în priză, ești pe ghejițiu, tea mai mare. Exact. Minus, zici mai departe. Minus. 6 pe 9, adică 2 pe 3. 2 pe 3. Ori. 1125 supra 10 la 3-a. Deci... zic așa, întrebare. Cum scriu pe 10 la 3-a? Poți să scriu 100 la 1-a? 10 la 3-a? Cum să scriem? Nu poți să scriu 100 la 1-a, nu? Păi poți să... 10 la 3-a cât avem? Hai să înseamnă... Hai, apropo de asta, 10 la 3-a. Totul răspundeți cât înseamnă 10 la 3-a. 10 ori 10 ori 10? 10 ori 10. 10 ori 10 ori 10. Care înseamnă? 100 la 3-a? 100 ori 10. Adică 10 la 2 ori 10, da. 10 la 2 ori 10, dacă vrei să fii cu ăla a doua. Da. Deci cât vine? 2 pe 3. Ori. Adică 1125 este... 1125 supra 10 la 2. E 35 la 2. 1125 și 35? La 2. Nu cred. Păi 40.600. Da. 39 e 1000 ceva cu 1. Eu zic că e 35. 35 ori 5, 35 a mai avut, parcă a fost 1225. 1225. Așa, 1000... Lăsăm așa. 25 ori 25. Nu. 1006, 25. Zicem radical, hai ca să nu pierdem timpul, că acum ne ducem și căutăm noi deodată, s-ar putea să nu fie deodată și radical. Pierdem timpul. Ori radical din... 2. Aici e și ori 2. Trebuia spus ori 2, da. Putem face și direct ori 2. Ori 2, dar am scris de acum. Ok. Ori 2 lăsăm așa, da? Da. Plus. Plus. 25 supra 90, putem simplificăm. 25 pe 90, da. Cu 5, 25 supra... Păi dacă prin 5... 5 au rămas. Da. 5 supra 90 împărțit la 5, 1, 40, 18. Supra 18. Plus. Ori. Da. Da. 9 supra 100. 9 supra 100. De fapt, puteam să scriem 3 supra 100. 3 supra 10. Pe 9 la 100, nu? 9. Da, 100, supra 100. Așa. Vrem să scriem ca 3 supra 10. 3 pe 10. A fost radical de 9 supra 100, da? Da? 3 pe 10, corect. Acolo ne punem radicalul, da. Era o greșeală. Mergem mai departe. Egal cu? 21 supra 40. Egal cu 21 supra 40. Minus... 2 pe 3. Ori. 1125 ori 2. 50, 45, 22, 200, 2200. Dar de ce îți place tu să mulțești, tu nu se simplifică? Nu puteai să vezi 2 cu 10. A, da, 5. 5. 5 ăsta cu... 125, 1125. Și venea... 5 în 12. 2 și vine 5. 225. 225 și 15 la 2. 15 la 2, da? Da, deci, și vine. Radical. Nu, nu mai scrieți radical, spuneți 15 supra 10. 15 supra 10. Plus. Plus 15 pe 8. 5 cu 10. Aici e putea 15 cu 10, 2. Da. Și atât. 18 cu 3, 6. Da. Și vine plus
12. 1, 5, 12. 12. Egal cu? 21 pe? 21 pe 40. Da. Minus? Minus. 2 cu 10. Da. 3 cu 15. 2 cu 10. 3 cu 15. Da. Și vine 1 supra 5. 5 cu 5. Nimic. Minus 1. Minus 1. Plus? Plus 1 pe 12. 1 pe 12. Numitorul comun este 40 ori 12. 40 ori 12. 12. Cât? 482. 482. 12, de ce ai zis 482? 40 ori 12. Dar de ce ai gândit așa ca primitorul? Ai zis în grup, în cuvânt. Ai mulțumit cele două? Da. Păi, de ce? De ce mai mic? 12 ori. Uite, dragule, cum facem aici? 60. Nu-i 60. Păi, trebuie să gândești așa, că 40 înseamnă 4 ori 10. 10. 12 înseamnă 4 ori 3. Și atunci, la numitorul comun, luăm 4 ori 10. Da, cu 10 și 3. Și atunci, cât este? 40 ori 3? 12 ori 10. 120. Deci 120. Și eu când am spus 42. Era prea mare. Deci luăm cel mai mic. Da. Număr. Și acum, aici cu 3. 63. Aici cu 120. Minus 120. 63. Plus. Minus 120. Plus 10. Plus 10. Și totul supra? 120. Și egal cu? V-am venit. 73 minus 120. Așa. 47 supra 120. Deci rezultatul... Cred că și noi ceva. Nu, nu. Este un rezultat. Nu știu, nu cred că am greșit. Important este aici, 47 este număr prim, nu? Da. Nu are nicio divizor. Și atunci asta e fracție reductivă. Nu m-am ce simplifica. Iată-ne că am ajuns la aceste greșițe. Ce chestiune trebuie reținut aici? Semnul algebră, când dau peste tine cu chestia asta, aceea, e direct la fața, la tablă. Iar cât privește la radical, la fel aceste lucruri. Ordinea efectuării operațiilor. Puterii și radicale, și după aceea nu își scăde. Da? Puterii radicale, mulțirile și împărțirile radicale. Da. Deci aceste lucruri să fie foarte clar. Ce spunem acum? La revedere și să nu uitați la ieșiți, vă abonați la proiectul online. La revedere. Dar ce lucruri am stabilit noi? Ce am făcut așa? Să spunem că o sinteză. Regul. Operații radicalul. Proprietăți. Adică radicalul știți cum asupra fracției și a mulțirii se lucrează, da? Nu știi la dumneavoastră că de tot altul. Apoi, operații cu frații, nu? Operații în Q. În mulțimea numerelor raționale. Da. Operații cu în Q. Da. Atunci, este de mulțit, introducerea trebuie fracții. Da. Ce am făcut? Fracții, perioade simple, mixte. Da? Operații în Q. Toate operațiile. Adunez scădere, trece într-o operație în Q și fracții periodice simple mixte. Da? Transformarea lor în fracții ordinate. La revedere și să facă ce? Să dea like, share, să vă abonați la vorba. Vor vedea o lecție foarte frumoasă. Da. La revedere. La revedere.